Să ne deslușim. E o încurcătură la mijloc. Spune care pe mine. O știi bine, Didina. Nu cunosc nicio Didina. Pe Amanda mea o cheamă Mița. Da, pe Amanda ta o cheamă Mița. Dacă au Michel ce ești, nu te-ai mulțumit numai cu Amanda. Ai atacat și pe Amanda mea, pe Didina. Ai nenorocit. Nu e adevărat. Am dubes. Ai uitat la Didina un bilet de abonament la frizerie. Nu e adevărat, eu nu mă las cu abonament. Un bilet de la amanta ta. De la amanta mea? Da. Dar că ne spun eu că e o încurcătură. Nu e nicio încurcătură, Michelule. Amanta ta Mița scrisese de miercuri că te așteaptă, că Mangafaua pleacă la Ploiești. Miercuri? Ploiești? Mangafaua? Da, și tu, Bibicule, în loc să te duci la ea, o părăsești și te dai pe furiș la amanta mea, la Didina. O să-ți rup oasele. Oasele să-ți dai! Mi-e frică de o nenorocire. Să-ți fie frică de o nenorocire, pentru că precum ai vrut tu să nenorocești o femeie, ochi alunecoșiri mă zburbante. Asemenea, să știi că o să te nenorocesc eu pe tine. Stai, omule, pentru Dumnezeu. Mița, miercuri, tu ești Mangafau. Dumnezeule, am o bănuială. Eu am fost miercuri la Ploiești. La Ploiești? Da, la Ploiești. Să fie cu putință, Mița! A opta! Arată bilet! Iacă-te-l bilet! Da. A, vrei să mă înșeli? Mița m-a tradus! Mangafaua eu. Eu sunt. Mangafaua? Da, Mangafaua. Eu. A opta oară tradus. Este cu putință, domnul. A opta oară?